Nu au ajuns niciodată la munte, l-au văzut doar de jos, deși s-au născut în Valea Jiului, însă acum vor petrece o săptămână în Parâng, unde vor învăța să schieze. Vorbim de 15 copii de la Casa Policino din Petroșani, care, cu ajutorul unui sponsor ce reprezintă un supermarket din oraș, vor avea parte de o vacanță frumoasă la munte, prima din viața lor. Programul ar fi ceva de genul schi de dimineață, un pic de schi după masă, tocmai să învățăm să schieze. Ideea a fost în sine ducerea a 15 copii sus la munte, pentru că noi credem, altfel nu știu dacă ar putea să fie avut acces la toată lumea asta, la cultura schiului alpin. Sperăm să ne iasă ce ne-am propus. Salvamontiștii și monitorii de schi le vor fi alături micuților pe toată durata taberei. O să asigurăm să fie totul în regulă, să nu aibă ceva probleme, incidente. Totodată o să le arătăm și tehnica noastră de lucru și să le prezentăm și diferite lucruri ce trebuie să știe și să facă pe traseu, să nu fie probleme sau incidente pe viitor. Noi ne bucurăm foarte tare că am fost implicați în această acțiune și sperăm ca la final să vă spunem că și copiii s-au bucurat de prezența noastră acolo. Încercăm să învățăm să schieze, așa cum au spus colegii mei, unii dintre ei n-au văzut probabil muntele, nu știu să schieze, cu siguranță niciunul. Și ăsta este rolul nostru acolo, să învățăm să schieze și eventual să-i introducem cumva și în partea de competiție. Nu știu, sper să n-aud acum, că o să le facem și o mică competiție, un mic concurs. Sperăm să se bucure de toate aceste zile minunate, mai ales că o să fie soare și zăpada este foarte, foarte bună. Copiii spun că abia așteaptă să cunoască muntele și să învețe să schieze. Vreau foarte mult să văd să schiez. Și nu știu. Ai fi ajuns la munte dacă nu era tabăra asta? Nu. De unde pleci acum? La munte. Ce o să faci la munte? Să schiez. Dar tu știi să schiez? Nu. Crezi că o să fie greu să înveți? Da. Și cum de n-ai mai fost la munte până acum? Că suntem aici în Petroșan la munte. Am mers odată, dar nu m-am pus pe schiuri, că mi-a fost frică. Și acum nu mai ți-e frică? Nu. Cei 15 beneficiari ai taberei provin din familii nevoiașe.